Renovarea străzii Ștefan cel Mare din Glodeni costă 300.000 de lei, bani pe care primăria i-a alocat acum din bugetul orașului. Lucrările de reparație a îmbrăcămintii rutiere au fost efectuate în lunile septembrie-octombrie, dar banii încă pentru lucruri nu au fost achitați. În cadrul ședinței orășănești, aleșii locali au decis să aloce 38.300 lei pentru iluminarea străzii Tricolorului și 50.000 lei pentru amenajarea teritoriului. Oamenii însă se întreabă când vor fi efectuate lucrările de amenajare. Reparat strada asta din spate, cum se numește? Tricolorul. S-a reparat. Mă tin că ar trebui de închis strada centrală, că mâine, poi mâine și pe grochile încă mai mari decât cum a fost. De închis transportul și simplu numai transportul, cum astea, služebne, cum s-ar spune. De serviciu. Este și stăpân. Nu stăpânul. N-ar să dei cu mătura la fiecare, la poartă să-i mături, până când? Primărie, ce nu poți face? Din cauza că primăria administrează cu problemele de sat. Dar din ce cauza n-au făcut până? Nu s-a dat interesul, pur și simplu n-au avut bunăvoință să... Nu numai atâta, da. Din lipsă de mijloace. Noi am trăit o perioadă când așa nu ne ajunge nimic. Aleșii au decis să aloce 12.000 lei pentru procurarea unui computator pentru liceul Vasile Coroban la aniversarea a 70 de ani a liceului teoretic Vasile Coroban. Pe 70 de ani urmează să fie marcat de către liceul Vasile Coroban, acum în luna noiembrie. Totodată, aleșii au decis să rectifice mijloacele speciale și să aloce 11.000 lei pentru sărbătoarea Ziua Orașului.